Bună dimineața, oameni buni! Se pare că am intrat așa mai repede. Avem nevoie să fie bună dimineața, pentru că ați văzut, dacă ați intrat pe site-ul Mesagerul și pe 10H, că azi noapte am avut evenimente nedorite la nivelul municipiului, dar și în județ. Au căzut niște elemente de acoperiș peste niște mașini pe strada Mihai Eminescu, în zona Planta Vorel, pe strada Dimitrie Leonida și pe strada Ulmilor sau Alea Ulmilor, cred că strada Ulmilor. Au fost distruse mai multe mașini, o să intrăm în direct și cu cei de la ISU peste câteva minute. Până atunci însă, dați-mi voie să vi-l prezint pe domnul Liviu Harbuz. Bună dimineața, bine ați revenit în emisiune la Cafeaua de Dimineață. Bună dimineața, bine v-am regăsit. La mulți ani pentru anul 2022. Sper să fim mai sănătoși și mai eficienți în tot ce facem cu toții. Așa să fie. Domnul Liviu Harbuz, șef, de data aceasta în calitatea, într-o postură nouă pentru mine în emisiune, șef de cabinet al primarului Andrei Carabelea. Domnule șef de cabinet, ați văzut ce s-a întâmplat azi noapte. Din nou o nenorocire la Piatra Neamț. Noroc că n-au fost victime omenești. După câteva zile așa mai liniștite și mai adunate, mai așezate. Da, am văzut, de altfel, știți, probabil ați fost informat, să informăm și pe cei care vă urmăresc, să informăm și pe ei. Cu două luni în urmă, primăria a început să facă un inventar al tuturor clădirilor care prezintă un grad de risc ridicat. Clădiri, foarte multe dintre ele, construite fără autorizație. Clădiri care reprezintă un risc major în astfel de situații, calamități, când vorbim de vânt puternic, de ploi puternice, de cantități mari de zăpadă care produc o presiune foarte mare peste astfel de construcții, peste astfel de acoperișuri. În același proces a avut loc și inventarierea arborilor, care la fel reprezintă un pericol în astfel de situații, când vântul bate foarte puternic. Ar trebui făcută o prevenție în această zonă și primăria chiar s-a preocupat de acest lucru. Suntem în faza în care am putea spune că s-a finalizat lista cu clădirile care nu sunt autorizate, care nu sunt de multe ori au un statut de clădiri chiar demolabile, unele dintre ele. Dar, din păcate, aici vorbim despre o forță foarte mare a vântului, în care au zburat acoperișuri de la blocuri. Dovadă este că vechimea acestor blocuri și lipsa reabilitării multora dintre aceste acoperișuri pot determina un pericol major. Slavă Domnului că nu avem pierderi de vieți omenești. Înțeleg că sunt pierderi materiale totuși, pentru că au fost afectate câteva mașini. O să ne lămurim imediat, o să-i cerem niște explicații purtătorului de cuvânt de la ISU. Domnul Harbuz, haideți să facem un exercițiu împreună. Dumneavoastră sunt în calitate de șef de cabinet, eu de jurnalist. Să luăm cele trei puncte. Să-i spunem director de cabinet, pentru că cuvântul șef nu mi-a plăcut niciodată. Da, da, mie îmi place. Stau de vorbă cu un șef, nu cu un director. Da. Deci, domnul Harbuz, vă propun următorul lucru foarte serios. Dumneavoastră îi rugați pe cei din primărie să verifice în punctele în care s-au întâmplat aceste lucruri, dacă s-au făcut lucrări autorizate pentru acoperiș, dacă nu. De când nu s-au făcut lucrări, dacă au existat plângeri ale cetățenilor, da, vis-a-vis de... Ca asta să putem să ne lămurim. Exact. Din urmă cu două luni s-au stabilit proceduri clare pentru evaluarea acestor construcții, evaluarea chiar a unor clădiri care sunt pe lista de clădiri demolabile. Deci, vă asigur că în maxim două zile veți avea o situație clară punctual pe aceste acoperișuri care au fost afectate de vântul puternic. Desigur, acum acoperișuri zboară la vânt și la Miami și la München și
la Basel și peste tot în toată lumea, dar trebuie să vedem dacă a fost doar o forță naturală sau determinantă, sau determinantă este starea structurii unor astfel de construcții. Da, la Miami, de obicei, când zboară un acoperiș, intră automat în funcțiune, de cele mai multe ori, asigurarea. Și asta este o altă discuție pe care ar trebui să o purtăm, apropo. Este un subiect foarte delicat, pentru că, după cum bine știți, cultural românul nu are apetență și încredere în asigurări. Din păcate, există acea asigurare obligatorie care e undeva la 30 de lei, pe care trebuie să o fac fiecare proprietar. Din păcate, nivelul asigurărilor în România nu depășește 40% atunci când vorbim de imobile. Eu nu știu cum e la blocuri, dacă toți dintr-un bloc au asigurare, aia acoperișul intră în asigurare? Depinde ce tip de asigurare. Nu aia obligatorie pentru dezastre. Nu ce obligatorie. De exemplu, dacă acel acoperiș afectează un apartament în acest context, beneficiarul asigurării poate solicita despăgubiri în cadrul în quantum de, da. În quantum de, desigur. Haideți să vedem ce ne spune doamna Irina Popa de la ISU, ce cu amănunte mai precise decât am putut noi afla până la această oră. Dacă doamna reușesc să o prind și la telefon în dimineața aceasta, bănuiesc că este extrem, extrem de prinsă cu tot felul de lucruri, dar poate ne răspunde, ea este în general extrem de amabilă. Așa cum sunt toți cei de la ISU. Să știți că la nivel de comunicare i-au bătut pe toți. Deci, și numai comunicare, și eficiență. Și eficiență, nu discut. Dar la nivel de comunicare i-au bătut. Se pare că am avut dreptate și este... Ba, nu uite că răspunde. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne scuzați că insistăm, doamna Irina Popa, purtător de cuvânt al ISU Neamț. Îmi cer scuze, astăzi fac o abstracție de gradul dumneavoastră și vă întreb, că nu știu exact, locotenent, dacă nu mă înșel, nu? Da, 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 da. Locotenent. Deci, spuneți-ne un pic exact care este nivelul pagubelor și ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Ca urmare a fenomenelor meteo prognozate la nivelul județului Neamț, adică cod galben de vânt, au fost câteva misiuni pe care le-au executat pompierii nemțeni astfel. La ora 3 și 22 de minute am fost solicitat să intervenim pe strada Mihai Eminescu din municipiul Piatra Neamț, pentru că bucăți de pe acoperișul unui bloc au fost multe de vânt și au căzut pe două autoturisme. Pe bloc au mai rămas câteva elemente de construcție suspendate, astfel că pompierii au intervenit și pentru îndepărtarea elementelor căzute de pe autoturisme, dar și de pe bloc. Da, mă scuzați o secundă, acum este o imagine făcută acum 20 de minute acolo, în care se vede elementul care era practic, se ținea într-un cablu. Și oamenii dumneavoastră lucrau la îndepărtare, da? Vă rog, continuați. În jurul orei 3 și 13 minute am avut o misiune pe Alea Ulmilor, unde la fel elemente de construcție din acoperișul blocului au fost luate de vânt și au căzut pe 5 autoturisme. 5 autoturisme. Au îndepărtat de asemenea acele elemente de construcție de pe autoturisme și de pe acoperișul blocului pentru a se evita producerea unor astfel de evenimente. În jurul orei 5 și 3 minute am fost solicitat să intervenim pe strada Dimitri Leonida din municipiul Piatra Neamț, unde la fel un acoperișul unui bloc avea elemente de construcție desprinse. Pompierii au îndepărtat de asemenea și în această situație elementele de construcție. Am mai fost solicitat în jurul orei 6 pe strada Iulian Antonescu, pentru că un copac a căzut pe carosabil. Pompierii au intervenit cu o drujbă și au îndepărtat elementul ce... bloca drumul, da. Acum avem în desfășurare o misiune pe Alea Tiparului, unde de pe un bloc stă să cadă elemente de construcție. Pompierii au balizat zona și se deplasează la locul evenimentului cu autoscara, pentru că nu s-a putut interveni altfel, așteptăm să se elibereze parcarea
și să putem amplasa autoscara pentru a îndepărta elementele ce pot cădea și pot provoca pagube umane și materiale. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și după emisiune o să vă mai solicit niște date pentru ziar și vă dorim succes în intervenție. Cu sănătate. Hai, poate ne întâlnim într-o emisiune și ne urăm an nou în emisiune, în direct. Sărut mâna. Vă mulțumim. Ați văzut care au fost intervențiile și acum este intervenție pe Aleea Tiparului. Să sperăm că lucrurile vor intra în normal și după ce aveți acea listă la primărie se vor lua și măsurile corespunzătoare, nu neapărat coercitive. Am și început să luăm astfel de măsuri, așa cum spuneam, vorbim de o prevenție, nu de coerciție. Problema este că de obicei responsabilitatea aparține asociațiilor de proprietari care nu întotdeauna sunt și deschise la colaborare și multe asociații nu iau în serios astfel de pericole până când nu se întâmplă un dezastru. Aici este marea problemă. Da, haideți să lăsăm acum această problemă, să îi lăsăm pe pompier să o ocupe și societățile de asigurări să despăgubească păgubiții în urma nenorocirii de aseară și să discutăm un pic despre lucruri mai plăcute. Ați fost unul dintre cei care ați promovat ideea unui altfel de revelion în stradă la Piatra Neamț. În general, relatările presei și nu numai ale presei, ale oamenilor au fost favorabile după ce s-a întâmplat în noaptea de revelion. Sunteți mulțumit? Cum a ieșit? Sunteți bucuros? Cum să vă spun eu? E satisfacție în primărie după ce s-a întâmplat acolo sau nu? Da, în primul rând e satisfacție pentru că pietrenii meritau și un altfel de revelion, un revelion cum n-a mai avut loc la Piatra Neamț, mă gândesc că la formatul său, la succesiunea elementelor din petrecerea de revelion, având în vedere participarea care este aproape similară cu cea din Craiova, cu cea din Ploiești, cu cea din Constanța, aș putea spune că la numărul de peste 8.000 de participanți, Piatra Neamțul a intrat în competiție cu alte mari orașe din România. Primăria Piatra Neamț, cheltuind un buget minor, adică undeva la 17.000 de euro, față de alte orașe care au cheltuit, unele dintre ele, și 600.000 de euro pentru organizarea acestei revelion. Dar se pare că atunci când ne strângem și chiar formăm o echipă în cadrul primăriei și nu numai în cadrul primăriei, ci în relația interinstituțională, pentru că fiecare instituție a avut meritul ei, vorbeam de ISU, vorbim de poliția locală, vorbim de poliția rutieră, vorbim de companiile de electricitate, deci nu a fost foarte ușor, au fost emoții mari pentru că era primul revelion în această formulă. Până la urmă a fost un succes și cea mai mare satisfacție a fost, de fapt, reacția publicului și nu numai pentru că publicul în fiecare oră de după revelion a ținut să-și exprime satisfacția online, să posteze foarte mulți pietreni părerile despre acest revelion. Deci feedback-ul a fost bun și noi considerăm că a fost un succes. Dar, din păcate, cu o floare nu se face primăvară, avem atâta probleme în Piatra Neamț, încât acest revelion n-a venit decât ca un paliativ, să spunem, aproape psihologic pentru locuitori care s-au confruntat și cu pandemia care i-a ținut în casă, care i-a ținut într-un fel sau altul sub o presiune psihologică. Cred că a fost o reușită și din acest punct de vedere, pentru că oamenii mai au nevoie și de puțină relaxare. În condițiile în care, vedeți, vorbim de valul 5, în condițiile în care vorbim iar de carantine, în condițiile în care am avut foarte mulți nemțeni care au venit în România în perioada sărbătorilor și care acum încearcă și sper să și reușească să se întoarcă la muncă în străinătate.
Da, deci Revelionul a fost o reușită, cel puțin prin prisma numărului de participanți. Eu nu discut acum dacă au fost atâția și au stat, înseamnă că le-a plăcut și ce au văzut. Este clar lucrul acesta. E dovadă, dovadă o avem și prin modul în care ei și-au exprimat plăcerea sau neplăcerea, da, pe rețele de socializare, și de data aceasta, una peste alta, primăria a ieșit bine, lucru care se întâmpla rar. Piatra Neamț a ieșit foarte bine și vă promit că se va întâmpla din ce în ce mai bine. Bun, haideți acum să revenim la câteva probleme care afectează viața locuitorilor. Mă rog, încă nu afectează în mod direct. Ce se întâmplă, domnul director de cabinet, nu șef de cabinet, director de cabinet, în privința parcărilor? Și mă refer atât la parcările de cuplată, cât și la parcările de reședință. Știm că există acea hotărâre de Consiliul Local care e valabilă până pe 28 februarie, cred că 28 anul acesta, nu? Așa. Da. Cu privire la contractul care există cu SECE Parking EXA. Recent, Parking a fost aproape obligată să preia activitatea celor de la X-Data Soft și ați făcut un contract, s-a făcut un contract pe 2 luni de zile cu ei. Lucrurile sunt în derulare extrem de rapid. Am văzut și comunicatul celor de la Parking, care încearcă să pornească activitatea la nivel normal. Ce amănunte ne puteți da în plus? Păi, așa cum știți, în primărie se gândește o reformă a sistemului de parcări, a activității de parcări, a administrării parcărilor în Piatra Neamț. Parkingul a preluat, care se ocupa până acum de parcările de reședință, a preluat și parcările publice de la X-Data Soft. În momentul de față se încearcă integrarea activității și intrarea în normalitate. Mai sunt câteva detalii apropo de parcometre, de numărul de parcometre, de necesitatea achiziționării unor parcometre noi, pentru că cele vechi sunt expirate moral, practic. Mă refer aici la soft și la sisteme. În perioada aceasta de tranziție, pentru că transferul presupune o perioadă de tranziție, nu se poate face peste noapte, avem proceduri legale care trebuie respectate, motiv pentru care există, aș putea spune, o negociere între Parking și X-Data Soft, prin care parcometrele vechi să fie închiriate încă 2 luni sau 3 luni, cât va fi nevoie, pentru a nu bloca activitatea parcărilor publice, ceea ce înseamnă că vom asigura perioada de tranziție până la introducerea noilor sisteme, a parcometrelor noi și a aplicațiilor noi în ceea ce privește parcările. Vă asigur că vom avea un sistem digitalizat, vom avea un sistem prin care parcările vor putea fi gestionate într-un mod mult, mult mai eficient. Desigur, rămâne problema identificării locurilor de parcare care vor dispărea în urma proiectelor de mobilitate urbană. Suntem în plin proces de identificare pentru noi locuri de parcare. Așa cum spuneam, avem nevoie de o reformă. Reforma se produce. Foarte mulți au fost supărați când s-a vorbit de creșterea tarifelor la parcările publice, dar vreau să vă spun că aceste taxe, aceste tarife erau penibil de mici, nicăieri în România, nu mai vorbesc în lume, tarife atât de mici, iar o astfel de societate care se ocupă de parcări are nevoie de bani pentru a face investiții și pentru a moderniza parcările. Bine, este adevărat că e nevoie de bani pentru a face investiții și a moderniza parcările. Problema care se pune este că întotdeauna primăria și societățile la care municipalitatea este acționar principal sau unic au încheiat niște contracte care legau de mâini și de picioare practic societățile. Este celebrul contract la Publiserv cu prețuri unice, care blochează orice activitate a Publiservului dacă vrea să se ducă și el la o licitație undeva.
La parking, până acum, nu s-a pus problema decât a identificării oricărui colțișor, chiar și pe curbă, în curbă, ca să mai fac o parcare în plus, să mai dai cu un pic de vopsea și să încasezi bani, nu conta altceva. Nu, asta înseamnă să gestionezi o parcare. Deci până acum, asta s-a întâmplat. Această realitate a generat reformele pe care tocmai le implementăm și după o analiză clară s-a văzut că de fapt e un compromis în care toată lumea se face că muncește, toată lumea se face că apreciat. Nu se va mai întâmpla, chiar vrem un sistem de parcări modern și desigur care să acopere necesarul de parcări în oraș, tocmai pentru a nu afecta atât parcările de reședință, dar și parcările publice. Repet, avem o problemă cu dispariția unor parcări publice, este o problemă pe care o vom rezolva. Suntem în plină analiză de identificare locuri pentru parcări alternative, mai ales pentru coridoarele de mobilitate urbană. Da, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Eu aștept să văd și un parking reformat. De ce? Pentru că îmi dau seama din discuția cu dumneavoastră și din luări de poziție din ultima perioadă că practic parkingul va rămâne ca societate și... Parcingul va rămâne ca societate și va urma o perioadă, desigur, hai să-i spunem, de experiment, aș putea spune, în care, dacă parkingul va demonstra că este eficient în această formulă, va rămâne în această formulă. Dacă se va demonstra că nu este eficient în această formulă, vom trece la planul B, pe care îl avem în vedere, respectiv trecerea parkingului în primărie, conducerea să fie în primărie, dar să sperăm că nu va fi cazul, pentru că, într-un mod normal, astfel de servicii publice sunt externalizate din primărie, fie la sistemul privat, fie la societăți ale primăriei. Da. Ce mai facem cu piețele, cu urbanul, că nu mai știm? Urbanul, după cum știm, este într-un plin proces de reorganizare, având în vedere că probabil undeva luna martie va fi ultimul termen la judecătorul sindic. Urbanul va fi la fel reformat, vom avea partea de piețe, iar atunci când vorbim despre piețe, vorbim despre o analiză pe care noi deja am făcut-o. Se pare că, de exemplu, piața Mărăței nu mai reprezintă interes pentru cetățeni din punct de vedere a unei piețe agroalimentare. Același lucru, după analiză, s-a constatat și la piața Dărmănești. Încă nu este gata analiza pe ceea ce înseamnă piața Bistrița și se are în vedere o reformă structurală puternică a pieței centrale, care încă funcționează puțin haotic, fără a avea un plan clar de restructurare. Chiar astăzi vom avea o ședință cu cei care sunt responsabili, tocmai pentru a vedea ce poate fi reformat și poate deveni eficient pentru oraș și ce nu poate deveni. Și atunci vom căuta alte soluții, pentru că în momentul de față stăm cu niște morți în curte. Știți bine, noi am mai discutat despre piața Bărăței, care a devenit un focar de infecție, unde se pare că prin procesul care a avut loc, în care inițial cei din piață s-au mutat, mă refer aici la activitățile comerciale, în jurul pieții, iar acum nimeni nu-și dorește din cei care au investit în zonă să se întoarcă în piața Mărăței. Dar piața Mărăței poate fi transformată, nu știu, poate fi și într-un parteneriat public-privat, transformată într-o zonă comercială la parter, dacă vom găsi investitori să construiască, nu știu, un bloc sau clădiri de apartamente în acel loc, este în avantajul primăriei. Primăria nu-și mai permite să arunce nici măcar un euro, având în vedere gradul de îndatorare, care, așa cum știți, ne grevează atunci când vorbim de investiții, ca să nu mai zic că avem angajamente atunci când vorbim despre partea de fonduri europene, partea de cofinanțare, care, știți, de la 2% crește spre 39% din cauza scumpirilor de materiale, din cauza gândirii proaste care s-a avut în vedere atunci când a fost inițiat acest proiect. Domnul director,
nu șef, domnul director de cabinet. E adevărat ce spuneți cu... O să mă adresez cu domnul redactor șef? Nu, domnul director. Domnul director. Deci, ce se întâmplă? Aminteați de piața Mărmăței, de piața Precista și piața Dărmănești. Eu sunt curios să-i văd pe cei care au făcut studiu. Să văd ce argumente au adus în studiul respectiv, să văd cumva dacă nu o parte dintre ei sunt parte în lanțul decizional care a făcut ca piața Mărăței să fie... No. Să fie... Domnul Bălănescu, vă spun că m-am implicat direct. Și pe mine, știți bine, nu mă puteți bănui de niciun interes în orașul ăsta în vreun fel. Deci, eu vă sfătuiesc... Eu vă spun într-o dimineață pe la ora 7:30 să trageți o fugă în piața Mărăței cu domnul primar. Nu în piața, în zona pieței Mărăței. În zona, în jurul pieței. În, da. în jurul pieței. Pentru că tot ce era insalubru în piață s-a transferat. Și zona 1 dimineața este practic o capcană pentru mulți șoferi. Nu vezi polițiști acolo că nici n-au ce să caute în zona aceea. E și o stație de taxiuri acolo, e o întreagă tevatură și stai și te întrebi cine a dat niște autorizații de construire în zonă care au blocat practic toată activitatea pieței cu bună știință, după părerea mea, și cu complicitate în zona administrației publice locale de la vremea respectivă. Dar nu poate să-mi spună nimeni că în Precista oamenii nu vor piață și nu poate să-mi spună nimeni că în Dărmănești oamenii nu vor piață dacă ea este făcută cum trebuie și nu intri într-un congelator. Domnul Brănet, vorbim de oportunitate, vorbim de piață, condiții de desfășurare a activității, vorbim de piață, vad comercial, pentru că, hai să fim serioși, și acum noi ne dăm cu părerea. Dar o astfel de societate și componente, cum ar fi piețele, reprezintă un business până la urmă. Adică dacă sunt pierderi permanente, pentru ce să fac eu o piață? Pentru că nu există piață pentru o piață agroalimentară. Există piață doar pentru modelul de market, supermarket, atât. Nu mai există interesul, pentru că nimeni de la piața centrală sau cine se duce în piața centrală nu se va duce în Mărăței. Dar din Mărăței se duc în piața centrală. Așa se întâmplă cu toate piețele în Piatra Neamț. Da, de exemplu, piața Dărmănești a fost distrusă vânzându-se părțile care permiteau, cum să spun eu, dezvoltarea activității. Acolo a venit un investitor, care a vrut să facă o chestie deosebită. I s-a dat cu flit. Omul respectiv a venit și a deschis un magazin lângă piața centrală. El a vrut să investească în piața Dărmănești. Și bani mulți și cu multe activități omul în spate. Și are el dă un exemplu în piața acum cum se face o afacere de genul ăsta. Se pare că avem probleme cu conexiunea. O să vedem. M-au zis domnul Harbuz? Nu, avem probleme cu conexiunea. O să-l sun pe domnul Harbuz ca să putem vorbi. Îmi pare rău, dar se mai întâmplă dacă reușim. Acum îl sun. Poate între timp revine și conexiunea pe Skype. Bună dimineața! Îmi cer scuze, dar se pare că am pierdut conexiunea pe Skype. Mă auziți? Da, vă aud foarte bine. Deci rămăsesem la partea cu piața, cu... Oportunitatea și cu acel investitor despre care vorbim. Da. Trimiteți-mi acel investitor să-mi spună că i s-au pus bețe în roate. Deci, în orice caz, dacă aceste spații vor fi regândite ca alocare de și specific de activitate, vor fi licitații la vedere publice cu camere de luat vedere unde invit toată presa, pentru că nu ne mai putem permite să avem consecințele pe care le-am avut până acum. Uitați-vă ce se întâmplă la Perla. Eu sunt îngrozit. Nu se știe foarte clar, fiecare obiectiv de pe Cozla este încurcat între privat, stat, societăți.
e aproape imposibil de clarificat și de făcut ceva în zona. Așa cum s-a întâmplat la Strand. Bravo, exact cum s-a întâmplat și la Strand. Pentru că au fost gestionate de aceleași societăți. Patrimoniul orașului Piatra Neamț, astăzi, evidența patrimoniului, practic nu există. Asta e cea mai mare problemă. Noi nu reușim să aducem la zero patrimoniul orașului Piatra Neamț. Iar de-a lungul anilor, de peste 10 ani, raportul Curții de Conturi se încheie cu această sintagmă. Primăria Piatra Neamț nu are evidențiată clar elementele de patrimoniu. Și, adică, nu vreau să arunc pe vechea moștenire, dar lucrurile sunt foarte încurcate și pentru astfel de situații apar tot felul de procese care durează 10 ani, în care nu poți implica un investitor. Noi am primit, de exemplu, de la Ministerul Antreprenoriatului, am primit o adresă prin care ni s-a solicitat să prezentăm elemente de patrimoniu care pot deveni interes pentru investitori. Mă credeți că lista e mai scurtă decât lista de consilieri de la cabinetul primarului? Am înțeles. Deci lucrurile sunt aiurea rău și noi acum un an am tot atras atenția asupra acestor probleme la nivelul patrimoniului municipiului, uneori cu exemple probabil minore față de ce există la nivelul întregii primării, dar cred că este cazul și aici a unei reforme. Nu, este obligatoriu, în primul rând, să avem o evidență clară a patrimoniului orașului, care este pur și simplu, în momentul de față, o gaură neagră. Nu reușim să aducem la zi, pentru că știți cum e? E așa ca o fuziune atomică. Ajungi într-un loc, te legi de alt loc, te duci la alt obiectiv, vezi că sunt interdependente, vezi că apare același cumpărător, același maker care a făcut jocurile imobiliare în perioada aia despre care vorbesc și nici nu știi cum să o scoți la capăt, pentru că totul implică hotărâri judecătorești. Iar un proces astăzi, eu am primit acum două luni de zile, am primit termen la Înalta Curte pentru un proces în anul 2024. Da, ce să vă zic? Au băieții ăștia, ne bucură că ne măresc speranța, știți? Băi, dacă îți dă un proces prin 3030... Da, da, știți ce fac? Ne măresc speranța câștigării unui proces și ne reduc speranța de viață. Cred că da. Uite, am intrase ceva în cap și am uitat. De obicei capul meu în emisiune se gândește la multe lucruri. Apropo de șmecheri, acum mi-am adus aminte că în ședința din anul trecut, ultima ședință din decembrie, a fost înmormântată practic fără preot societatea Aquacalor. Da. Care vreau să vă spun că societatea Aquacalor, probabil că știți, nu mă spun o noutate, dar pentru public, este acționară în parking. Exact. Adică avem niște rețea din asta și niște complicații de incredibil. Eu nu știu cum au putut gândi astfel de incidenții, mai ales pe zona de imobiliare și pe zona de servicii. Adică aceste societăți pe care noi încercăm acum să le reabilităm, să le restructurăm, să le facem profitabile, au fost făcute doar pentru a spăla bani de stânga în dreapta, de la dreapta la stânga și buzunarul unor. Domnul Arbuz. Nu stricați relația privată. Exact. Bine, era să fiu mai rău să spun domnul vice, dar m-am oprit la timp. Domnul Arbuz. Apropo de Aquacalor, dacă cineva are curiozitatea, și eu cred că o să public lucrul ăsta, să citească raportul final al lichidatorului, o să aibă mici surprize, să vadă cum, de exemplu, spațiile de la Aquacalor au fost cumpărate de Apa Serv, o parte dintre ele, în dezbirourile Apa Serv. Iar un spațiu de la Apa Serv, care este imens, raportat la un altul, vândut în oraș, este mai ieftin decât cel din oraș. Așa, între noi,
cele două societăți de lichidare au primit 8% din orice tranzacție făcută. Printre tranzacțiile făcute, nu știu dacă până la urmă nu este chiar o problemă. Printre tranzacțiile făcute, am văzut că și chiar cei care se ocupă de lichidare, nu știu cum se cheamă, lichidatori, au ei o asociație, a cumpărat un spațiu scos la licitație de niște lichidatori. Adică... Bălănescu, a scris nu știu câte articole despre baza hipică. Gândiți-vă ce incinerie s-a făcut acolo cu perla și baza hipică care a fost băgată în perla. Deci e foarte atinții. Aia nu e inginerie. Aia e făcută de niște cârpaci care au fost protejați de oameni care trebuiau să aplice legea. Ce să mai discutăm? Păi să vă spun că s-au dat apartamente ANL unor oameni care după ce le-au primit, le-au închiriat clubului de fotbal Ceahlău și ei n-au stat acolo și oamenii aceia asigurau protecție de pe funcțiile pe care erau. Despre ce vorbim? De aceea, activitatea primăriei, vreau să vă spun că în momentul de față este grevată de analiza istoricului primăriei din punct de vedere juridic și din punct de vedere patrimonial, iar lucrurile astea, vreau să vă spun că mănâncă o groază de timp și în loc să facem progrese și să facem reformă, noi stăm să analizăm tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat în trecut. Da, propun să ne oprim aici cu emisiunea pentru că sunt tot mai multe probleme. Acum cred că a pornit din nou Skype-ul, nu-mi dau seama exact, și se aud două, trei voci. Aș vrea să reușim să ne vedem odată, poate și în studio, după ce lucrurile se mai liniștesc, poate și împreună cu domnul primar, să discutăm mai multe aspecte punctuale privind viitorul orașului. Cred că ar fi de mare folos, în primul rând, pentru cetățeni, pentru că aceste elemente, aceste detalii nu sunt cunoscute de marele public și cred că datoria noastră a primăriei este să răspundem și domnul primar cu siguranță vă răspunde invitații, iar a dumneavoastră de a informa corect și avem nevoie de asta. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc o zi bună, multă sănătate și să ne vedem cu bine. Numai bine. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi din 5 ianuarie. N-am apucat să facem ceea ce vă obișnuisem la începutul emisiunilor, să vorbim un pic despre evenimentele consemnate în istorie pe 5 ianuarie, dar la final doar două lucruri. Pe 5 ianuarie s-a născut Ioan Petru Culianu, unul dintre cei mai mari istorici ai religiilor, scriitor și eseist român, a fost împușcat în 1991 în clădirea Universității din Chicago. Nici acum nu se știe dacă a fost sau nu implicată fosta securitate. Și tot pe 5 ianuarie s-a născut un mare scriitor, Umberto Eco, nici n-are rost să mai vorbim despre ce anume a scris, bănuiesc că marea majoritate a celor care se uită la această emisiune știu. Ne oprim aici pentru că a fost o emisiune plină și mai lungă un pic decât celelalte din anul acesta. Vă mulțumesc, vă doresc sănătate, faceți-vă asigurări obligatorii, alea de nu știu cât fac, cât costă una, 30 de euro parcă, dacă nu mă înșel, pentru că vedeți, sunt tot mai multe lucruri care se întâmplă și dacă dumneavoastră nu aveți grijă de dumneavoastră, nimeni nu are, suntem, nu-i așa, aproape pe cont propriu. Cele bune, Valentin Bălănescu de aici, de pe știri din Neam și Mesagerul de Neam, vă spune multă sănătate!